Dintotdeauna a desenat și a pictat. Nu a urmat cursuri de specialitate, dar nu a renunțat să învețe. Elena se împarte între jobul ei, familie și pasiunea pentru pictură. Ea lucrează pe platforma industrială în trei schimburi, este mamă cu normă întreagă, iar în timpul liber se relaxează pictând. Familia sa o susține în fiecare proiect al ei. Pasiunea mea pentru pictură este de la vârsta de 6 ani. Desenam mai mult. Și desenam până ștergeam, desenam până reușeam să fac exact ca o fotografie dintr-o carte cu povești cu zâne pe care mama mi-o dăduse când eram mică. După ce a pictat zeci de tablouri, într-o zi a venit ideea de a înfrumuseța și scara blocului în care locuiește, de pe strada Trandafirilor din Slatina. Tot pictând și dezvoltându-mi pasiunea, aveam scara blocului cam murit, făcut, deci nu se renovase de mult și atunci am luat decizia să fac eu primul pas, să fac un perete, un peisaj cu ceva, să văd cum iese. Era proiectul meu, visul meu să fac. De ce ați ales copaci? Pentru că creează senzația de libertate, care pe toată lumea o caută, creează senzația de eliberare a psihicului. Când privești o asemenea pictură, îți dai seama că poți să te integrezi acolo, adică acolo e locul în care poți să te... Puteam să fac orice altceva, însă natura e viața mea. După 10 ore, peretele scării s-a transformat într-un colț din natură, o fereastră imaginară la care s-a lucrat timp de mai multe zile, iar pentru realizarea ei, familia Elenei a alocat un buget destul de mare pentru veniturile înregistrate. De această lucrare m-am apucat o săptămână în urmă. Am pictat prima dată 4 ore. După aceea am mai continuat că mai trebuie să anumite detalii după ce se usucă pictura, încă 2 ore și încă 2 ore altă dată. Vecinii sunt încântați de ceea ce a reușit să realizeze doar în câteva zile vecina lor. Ce pare lucrarea vecinei dumneavoastră? Foarte mult îmi place, foarte mult. A schimbat atmosfera pe scara blocului? Da, da. Elena își dorește să continue să picteze pereții scării de bloc. Ea vrea să aducă un colț din natură, dar știe că acest lucru este un vis greu de realizat. Culorile, pensulele și tot ce îi trebuie pentru pictură costă foarte mult. Vreți să continuați acest proiect? Da, foarte mult îmi doresc. Vreau să fac cât mai multe ca să toată lumea să se bucure, adică să lași ceva în urmă. Visul ei este ca într-o zi să-și poată expune toate lucrările sale în cadrul unei expoziții. În acest moment are peste 30 de lucrări finalizate, multe dintre ele reprezintă părți din natură. Elena nu se consideră un pictor, fiindcă nu are studii de specialitate, dar cu toate acestea, ea a reușit să facă ceva frumos pentru vecinii ei. Menirea ei este ca prin artă să aducă bucurie celor din jur.